Bun. Tu de viață vină să te slujești într noi și ne curățești pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul sufletele noastre. Cartea da, da. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trei Minuiește noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne ființele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinile noastre această ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi în greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește în pleanca Ta. Este împărăția, puterea, slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și... Este prima dată când sunt invitat, când am ocazia, posibilitatea să fac o astfel de slujbă la cineva care împlinește vârsta de 100 de ani. Și se amplifică bucuria, pot să spun, pentru că, așa cum spunea cineva de aici, aș putea să spun că fac și eu parte din această familie. Și mă bucur că sunt aici și mă bucur că sunt aproape, aproape toți. Să știți, domnule primar, că familia este foarte numeroasă. Și este o familie sănătoasă. E clar, dacă e numeroasă, e și sănătoasă. Bine se vine și fericire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Așteptăm să putem veni și peste 5 ani, simplu de viață. Ne primiți? Poți trăi și 10 ani așa, e, dar nu, nu vinim? Eu am scăpit sticii, ca să nu vă deranjăm așa prea des. Mă-i certa de multe ori, dar mama te iubea asta. Da, da, mai, mai am încă. Astăzi fii mulțumită și veselă. Da, veselă a fost tot de unul. Cu siguranță că altfel nu puteați ajunge ani ăștia altfel. Nu puteați ajunge. Și mă impresionează vivacitatea de care dați dovadă. Și de... Sunt adunați atâția ani de zile. Fără boală. Și unde ați stat înainte? Eu cred că la părintele Anisă, la școală. Sus, așa, la școală Oprișeni. Așa. Da, acolo. Și copii? Câți copii ați avut? Niciunul? Dar și-am fost proastă. Aici ne potrivim, că nici eu n-am. Așa-i? Eu n-am fost bănăvicioasă, n-am luat medicamente. În spital ați stat vreodată? Domnul șerește. Dacă n-am fost bănăvă niciodată. Mai rar, mult rar, rar. Da. Aveți un organism sau aparte. Să iau pastil doctorii ferească. Dar frați, mai surori? Mărți. Frați, au murit, am avut. Au murit pe rând toți. Toți pe rând. Șase am fost. Șase ați fost. Da. De viitor, cum a vrut Dumnezeu. Așa. Mai am gânduri acum.